O lucrare pentru toate vârstele. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. 1 Ioan 2:14. Există multe domenii în care tineretul poate găsi ocazia să-și ofere efortul și să fie de folos. În această lucrare de încheiere a predicării Evangheliei se află un câmp întins care să fie ocupat. Mai mult decât oricând, lucrarea trebuie să înroleze ajutoare dintre oamenii obișnuiți. Atât tineri, cât și mai în vârstă vor fi chemați de pe ogor, de la vie, din atelier și trimiși de maestru să dea solia lui. Mulți dintre aceștia poate că au avut puține ocazii ca să obțină o educație, dar Domnul Hristos vede în ei aptitudini ce îi va face în stare să aducă la îndeplinire planurile lui. Dacă își vor pune inima în lucrare și vor continua să învețe, el îi va face potriviți pentru lucrul lui. Oricât de mari sau mici ar fi talentele tale, amintește-ți că ceea ce ai îți este doar încredințat. În felul acesta, Dumnezeu te încearcă, dându-ți ocazia să te dovedești credincios. Lui îi ești îndatorat pentru toate capacitățile tale. Lui îi aparțin facultățile trupului, minții și sufletului tău și trebuie folosite pentru el. Lui, care dă toate, trebuie să-i dai socoteală de timpul, influența, capacitățile și iscusința ta. Tânărul care își găsește bucuria și fericirea în citirea cuvântului lui Dumnezeu și în ora de rugăciune este reîmprospătat continuu de la izvorul vieții. El va reuși să ajungă la culmi ale desăvârșirii morale și la dimensiuni ale gândirii pe care alții nu le pot concepe. Cei care își unesc astfel sufletul cu Dumnezeu sunt recunoscuți de El ca fii și fiice. Ei ating mereu culmi noi și obțin mereu imagini mai clare despre Dumnezeu și despre veșnicie, până când Domnul îi va face canale de lumină și înțelepciune pentru lume. Cu o astfel de armată de lucrători pe care tineretul nostru, corect instruit, o poate forma, cât de curând să-l ia despre un mântuitor răstignit, înviat și gata să vină, ar putea fi dusă în toată lumea. Cât de curând ar putea veni sfârșitul suferinței, întristării și păcatului.